Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. O femeie a murit, iar alți 6 oameni, toți moldoveni, au fost răniți după ce autobuzul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț pe o șosea din România. Șoferii s-au simțit de dimineață ca pe patinoar pe străzile din capitală din cauza ghețușului care s-a format peste noapte. Transportul public a circulat cu întârzieri. O fetiță de 7 ani și fratele său de doar 3 luni din Criuleni au ajuns la spital după ce o explozie s-a produs la soba din casă, iar câteva cărămizi au căzut peste ei. O moldoveancă a murit, iar 6 persoane au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț în România. Autobuzul cu 14 moldoveni la bord venea din Italia și urma să ajungă la Chișinău. Polițiștii spun că șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Accidentul s-a produs în județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, șoferul a deviat de pe șoseaua principală către un drum secundar, care duce spre o altă localitate. Într-o curbă periculoasă, conducătorul auto a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-un șanț. O moldoveancă a murit pe loc. Alte 6 persoane au fost rănite și transportate la spitalul din Focșani. Autoritățile au declarat că autocarul înmatriculat în Republica Moldova avea la bord 11 pasageri și 3 șoferi. Vehiculul venea din Italia și se îndrepta spre Chișinău. Potrivit Ministerului de Externe, de la noi, 5 persoane au primit îngrijirile medicale și au fost deja externate. O femeie în vârstă de 58 de ani rămâne în continuare internată, starea acesteia fiind extrem de gravă, potrivit responsabililor de la spitalul din Focșani. Corpul femeii care și-a pierdut viața în accident va fi repatriat în curând, iar cheltuielile vor fi suportate de guvern. Consulatul de la Iași este în contact cu autoritățile și cu rudele persoanei respective pentru a face procedura de repatriere a corpului. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Un bebeluș de 3 luni și sora sa de 7 ani au ajuns la spital după ce mama lor a încercat să aprindă focul în sobă cu benzina. La scurt timp, după ce a turnat combustibilul, s-a produs o explozie. Одна из стен упала на девочку старшую 7-летнего возраста, и также рядом находился 3-месячный ребенок, который получил тоже травму, но оба ребенка находились в сознании при поступлении. Старшая девочка была испугана, но признаков интоксикации не было. S-a întâmplat aseară în satul Bălăbănești din Criuleni. În urma deflagrației, mai multe cărămizi au căzut peste copii. Ei au fost transportați la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Aseară, fetița de 7 ani a fost operată. La moment, starea celor 2 micuți este stabilă. Ambuteiaje și nervi au fost și în această dimineață pe străzile din capitală. Unii șoferi s-au simțit ca pe patinoar din cauza drumului lunecos. Oamenii au fost nevoiți să aștepte transportul public minute în șir și să meargă cu ochii în 4 pe trotuare din cauza ghețușului. Oamenii au stat în stații câte 30 sau chiar 40 de minute așteptând troleibuzele sau microbuzele pentru a ajunge la serviciu, însă acestea au circulat cu greu și erau arhipline. Am așteptat rotierile unde trebuia și toți trec, adică și pline. Așteptăm, o să fie, careva traspă, cred că să fie. E dificil, e ca e probcă. Este și greu, ia că stăm la stanții. Mega mu o trecut și e încărcată, n-am încăput, așteptăm alta. Transportul e infect absolut. Am încercat a 3 ore și nu reușesc și gata. Circulația a fost dificilă și pe strada Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei. Unii șoferi care au trecut pe acolo spun că drumul nu era presărat cu material antiderapant. Faci chiar așa, nu poți spune tu niște mesiri, fără comentarii. Pe când alții susțin că nu au avut probleme. Drogii cistei, hărșo. Tot asfalt, cap. Să hărșo. Eu la 4 am văzut mașina de viziprezire. Toată noaptea au lucrat. Plus la toate cauciucuri, foarte important să aibă toți noi. Foarte bine scurățate. Situația era mai complicată pe trotuare. Peste noapte s-a format ghețuș, așa că oamenii au trebuit să meargă cu mare atenție. Очень тяжело, девочки. Надо посыпать песочком. Gălăliot. Nu mi-e băim să mi-e vreo ras padăli. Cam mai greu de mers la serviciu. De ce? Da, cam avem așa atenție să nu cădem jos dimineața, mergem așa mai încet. E cam greu, dar ce să faci? Te-ați vrea să știi, bă, curat. Mergi mai încet, șorc, pași mai mici, ce să faci? Hai.
cam greu. Muncitorii spun că de la ora 5 dimineața au început să curețe trotuarele. De lucru este mult, așa că nu reușesc peste tot. Iarna e zilul, mulțumim! Curățăm zăpada pentru ca să nu salunge și lumea. Pentru astăzi, meteorologii prognozează temperaturi de până la 5 grade. Din cauza drumurilor înzăpezite, aproape 900 de copii de la diferite școli și grădinițe din țară au rămas astăzi acasă. Detalii are colega noastră, Daniela Focșa. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua, doamnelor! Și domnilor, într-adevăr, 890 de copii, printre care din raioanele Călăraș, Nisporeni, Ungheni, Orhei, nu au mers astăzi la școală din cauza drumurilor înzăpezite. Astfel, autobuze și microbuze care circulau pe 13 rute școlare nu s-au putut deplasa din cauza drumului blocat. Alte câteva instituții de învățământ nu s-au deschis pentru că nu aveau curent electric, iar alte câteva și-au redus din lecții. Astfel, Inspectoratul General de Poliție anunță că timp de 24 de ore au intervenit și au fost ajutați peste 24 de șoferi. În această dimineață, 17 localități din țară nu aveau curent electric. Cam atât la acest subiect. Cu detalii revenim în jurnalul următor. Daniela, îți mulțumesc! Muzică la pian, mimică și poezie, de toate s-au regăsit într-un spectacol jucat pe scena teatrului din Soroca. Sala a fost plină ochi. Sunt toamnă, pomii verzi, uite, ochii mei ți-i dau. Biletele nu s-au vândut înainte, ci după spectacol, iar fiecare a plătit atât cât a crezut că merită. Vedeți un fragment din piesa neobișnuită în jurnal. Guvernatorul Băncii Naționale și-a dat demisia. Sergiu Cioclea a făcut anunțul astăzi la un briefing de presă. Am luat această decizie dificilă, dar foarte responsabilă, după multă cugetare în aceste ultime recente săptămâni, condus de considerente personale, după o lungă iarnă de criză financiară și politică. Simbolic, vreau să plec în ultima zi de toamnă. Cioclea nu a explicat clar care este motivul plecării sale. În discursul său, guvernatorul a citit un plan strategic pentru anul viitor pe care spune că îl va lăsa succesorului său ca să îl îndeplinească. Totodată, șeful BNM a venit cu un apel ca structurile europene să nu întrerupă programele de finanțare. Sergiu Cioclea a venit la conducerea Băncii Naționale în 2016. Candidatura sa a fost susținută în Parlament de 61 de deputați. La mitingul de duminică al socialiștilor ar fi participat 30.000 de manifestanți, susține lidera partidului, care spune că aceste calcule s-au făcut în baza numărului de autocare venite la Chișinău. Membrii formațiunii nu au vrut să spună cât i-a costat evenimentul, dar au precizat că au evitat să dea nume atunci când au criticat opoziția pentru a nu le face publicitate. De mii de oameni este cifra anunțată de socialiști atunci când au fost întrebați despre numărul de participanți la evenimentul organizat de ei duminică. Estimările ar fi fost făcute în baza numărului de autocare venite la Chișinău, ceea ce, teoretic, ar putea însemna 1.000 de microbuze staționate în centrul orașului. Vreau să vă zic, noi nu ne-am întrecut cu nimeni cu numărul de participanți. Noi n-am adus pe nimeni sub semnătură. Noi n-am lipsit pe nimeni de serviciu, cum au făcut alții. Că printre manifestanți s-a regăsit și o protestatară care anterior s-a făcut remarcată și la un meeting al partidului Șor. Nu-ți bat capul de nică. Spitoși nu le ajunge capul, degeaba sunt primar. La invalid, la pensionist, nu moare de foame. Hoți la dubă. Socialiștii au spus că... Eu vă recomand să vă uitați și la meeting-urile PASDA, ca să o vedeți și acolo. Noi avem băieți de ăștia, știți, care sunt profesioniști. Vin și la mitingul acela, eu am vorbit despre ea cu chepca, dacă are schimbă. Hop, mitingul PSRM, îmbrac PSRM, hop, aia, îmbrac aia. Întrebați de ce nu au dat nume atunci când au criticat guvernarea, de vreme ce liderul partidului de la conducere este Vlad Plahotniuc, membrii PSRM s-au justificat prin faptul că... Nu vreau să le fac promovare. Asta este simplu. Noi, fiind în opoziție, vom bate în Filip și vom bate în Candu, fiindcă Filip și Candu sunt locomotivele, împreună cu Marian Lupu, a Partidului Democrat. Plahotniuc nu este locomotivul Partidului Democrat și să bați în el nu are absolut niciun sens. El are un anti-rating de -80-90%. De aceea, pur tehnologic, când tu ieși,
Tu bați în 1 Sandu, care rating, în Candu, care rating, în Năstase, care rating, în Filip, care rating. Cei din PSRM au evitat să spună cât i-a costat organizarea manifestației de duminică, menționând că cifrele vor fi indicate în rapoartele financiare ale formațiunii. Poliția a anunțat că la mitingul socialiștilor ar fi venit în jur de 12.000 de persoane. După ce le-au dat trolebuze, le-au luat autobuzele. Primăria a închis ruta numărul 17 pe care circulau 3 autobuze spre Trușeni. Autoritățile spun că autocarele sunt vechi și vor fi puse pe alte linii. Unul va merge la Vadului Vodă, altul la Colonița, iar pentru cel de-al treilea încă nu a fost stabilit un traseu. Se întâmplă la doar o zi după ce 5 trolebuze fără fir au fost trimise la Trușeni, unde au fost aplaudate, stropite cu aghiazmă și botezate cu discursuri de oficiali. Judecătoarele reținute acum o lună pentru luare de mită rămân în arest. Judecătoria din sectorul Buicani a menținut măsura de arest în izolator pentru o magistrată și de arest la domiciliu pentru altele două. Totodată, asistentul judiciar cercetat în același dosar rămâne în penitenciarul 13 pentru încă 30 de zile. În arest la domiciliu mai sunt două judecătoare. Iar în cazul altor inculpați, printre care medicul acuzat că a dat mită, decizia va fi luată astăzi. 3 oameni au murit în orașul american Chicago într-un atac ce a avut loc la un spital. Un individ a deschis focul în parcarea instituției după o ceartă cu o angajată de acolo. Apoi a dat buzna în spital și a împușcat mortal o femeie și un polițist venit să-l imobilizeze. Într-un schimb de focuri, atacatorul a fost ucis. City of Chicago lost a doctor, pharmaceutical assistant, and a police officer. Totul a început în fața spitalului din Chicago. Agresorul s-a certat cu o angajată a instituției medicale, iar într-un moment dat, acesta a scos arma și a tras în ea. Femeia a murit pe loc. Individul însă nu s-a oprit aici. A intrat în spital, unde între timp au ajuns și ofițerii de poliție. Iar într-un schimb de focuri, bărbatul a rănit grav un agent, dar și o farmacistă. Ambii au murit mai târziu din cauza rănilor suferite. Agresorul a fost ucis de oamenii legii. Security was trying to direct us into rooms and told us to lock the doors behind us. It was chaos. Atacatorul a fost identificat drept Juan Lopez, în vârstă de 32 de ani. Presa scrie că prima victimă ucisă în parcarea spitalului era fosta sa logodnică. Din motive necunoscute, acum câteva luni, nunta lor a fost anulată. Polițistul care a intervenit în atac era căsătorit și avea 3 copii. În timp ce corpul său a fost transportat la morgă cu ambulanță, zeci de polițiști și pompieri au ieșit în stradă pentru a-l însoți într-un marș solemn. Cazul este investigat de autorități. Dosarul fostului polițist de frontieră Gheorghe Petic, acuzat de viol, va fi examinat la judecătoria Orhei. Decizia a fost luată vineri de Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Generală a solicitat ca dosarul să fie mutat pentru că în felul acesta să fie evitat conflictul de interese, întrucât anterior Petic a ocupat funcții importante în organele de drept din Ungheni. Avocații fostului polițist de frontieră spun că au aflat abia ieri despre decizie și că aceasta îi încalcă drepturile. Gheorghe Petic a fost reținut în octombrie după ce o femeie din Ungheni s-a plâns că el a violat-o. Petic însă susține că este nevinovat și că dosarul i-a fost fabricat. Băuturile aperitive și cele de desert importate de peste hotare ar ajunge la noi cu încălcarea legii. Aperolul, de exemplu, nu se încadrează în limitele legislației în ceea ce privește cantitatea de alcool și concentrația de zahăr. O spun reprezentanții Ministerului Agriculturii, care propun ca unele prevederi să fie modificate pentru a evita contrabanda. Aperolul, băutura cu un conținut de alcool de 11%, servită de obicei înaintea mesei pentru stimularea poftei de mâncare, ar avea o concentrație prea mică de alcool și zahăr ca să se încadreze în legea moldovenească cu privire la fabricarea, circulația și producția alcoolului. Așa că cei de la Ministerul Agriculturii s-au gândit să facă loc pe piața noastră și acestei variante mai slabe a lichiorului și propun modificări pentru a evita importul prin contrabanda acesteia. Considerăm că în cazul în care nu vor fi luate măsuri de excludere a problemelor menționate, consumatorul va rămâne fără produsul preferat, iar agentul economic nu își va putea desfășura activitatea planificată.
se arată în document. În aceeași notă se face referință și la băuturile de desert, care la fel nu corespund prin caracteristicile lor cerințelor normative, adică au o concentrație mai mică de 15% alcool. Întrebați cum au ajuns până acum aceste produse în Moldova, cei de la minister dau din umeri menționând că nu ei răspund de comercializare. Nu am reușit deocamdată să luăm legătura cu vreun importator ca să ne explice condițiile în care au adus până acum în țară aceste produse. Proiectul este la etapa de avizare, iar ca să intre în vigoare trebuie să fie aprobat de membrii executivului. Șeful serviciului de presă din cadrul primăriei a fost numit în funcția de vicepretor al sectorului Buicani. Decizia a fost luată ieri de către primarul interimar Ruslan Codreanu, așa cum această funcție a fost vacantă de mai mult timp. Vadim Brânzaniuc, în vârstă de 35 de ani, a deținut funcția de purtător de cuvânt al primăriei timp de 4 ani. În același timp, el deținea și funcția de secretar al Consiliului Municipal. Spiritul Crăciunului se simte deja la Casa Albă, unde a fost adus bradul de sărbătoare. Pomul a fost transportat cu o trăsură de la sute de kilometri distanță, iar președintele și prima doamnă l-au admirat în timp ce o fanfară militară cânta Obrad frumos. Pomul a fost ales de un reprezentant al Casei Albe încă din luna septembrie. Are aproape 6 metri înălțime și vine tocmai din Carolina de Nord. După ce va fi împodobit, bradul va fi pus în salonul albastru al reședinței prezidențiale. Un spectacol neobișnuit s-a jucat ieri pe scena Teatrului din Soroca. O piesă care a inclus muzică la pian, mimică și poezie a adunat o mulțime de lume în sală. Și dacă de obicei biletul este plătit înainte de spectacol, în acest caz s-a întâmplat invers. Administrația teatrului a decis să ia banii de la spectatori după piesă, iar cei din urmă să plătească atât cât cred ei că merită. Sunt toamnă, pomii verzi. Uite, ochii mei ți-i dau. Piesa de teatru se numește Ai zis ceva, iar pentru a acompania actorii cu muzică live la pian, la spectacol a fost invitat un pianist renumit din Muntenegru, care se află acum într-un turneu prin Europa. Для этого проекта он меня специально пригласил из Италии. Я был в Италии, он меня пригласил на этот проект. Я очень рад, что принял участие в этом проекте. Прекрасный театр. Я вообще играю в разных странах. В этот список добавилась и Молдова, и Молдова заняла уже какое-то место в моей душе. Spectatorii și-au delectat auzul cu muzică live, dar și cu versurile recitate de actorii care au ieșit în scenă pe rând. La spectacol au venit nu doar maturii, ci și mai mulți copii care au urmărit spectacolul cu gurele căscate. Pentru prima dată copiii din clasa 1 de la liceul Constantin Stere la un spectacol foarte frumos și interesant. Și vreau să vă spun că o lecție se petrece nu numai în școală, o lecție se petrece și la spectacol. Spectacolul a fost jucat timp de 2 zile pe scena Teatrului Veniamin Apostol. Prețul unui bilet care a fost plătit la ieșire începea de la 15 lei. Radu Albot și-a început parcursul la un turneu de tip Challenger din India. Tenismenul moldovean și-a câștigat meciul de astăzi în 2 seturi și s-a calificat în optim de finală. Luna trecută, Albot a devenit campion la un turneu din China. Radu Albot, numărul 102 mondial, și-a început evoluția la turneul din orașul indian Pune cu un meci împotriva reprezentantului țării gazde, Sumit Nagal. Jucătorul clasat pe locul 291 în topul ATP a luptat de la egal la egal cu moldoveanul în primul set. La scorul de 5-5, Albot a făcut break, acesta fiind momentul decisiv. Game. Apoi Albot s-a impus pe serviciul său și a câștigat cu 7-5 setul. În partea a doua, tenismenul moldovean s-a mișcat cu mult mai bine pe teren și a făcut de 3 ori break. Albot a câștigat setul cu 6-2 și s-a calificat în optimile turneului de tip Challenger de la Pune. Următorul lui adversar va fi australianul Maverick Baines, jucător clasat pe locul 264 în topul mondial. Participanta Jocurilor Olimpice de la Londra, Tatiana Chișcă, a avut o prestație nemaipomenită în timpul Cupei Moldovei la not. Sportiva a acumulat cel mai mare punctaj în urma celor 3 distanțe parcurse. La proba masculină, campion a devenit tânărul înotător Nikita Bortnikov.
După ce a impresionat la campionatul european de nod din această vară, Tatiana Chișcă și-a arătat forța și la competițiile interne. Weekendul trecut, sportiva de 23 de ani s-a impus în Cupa Moldovei la nod, surclasându-și oponentele în mod autoritar. La finalul celor trei distanțe parcurse, nodătoarea a totalizat 2099 de puncte, rezultat echivalent cu prima poziție. La proba masculină, cel mai bine s-a descurcat Nikita Bortnikov, speranța Moldovei la natație, care are încă doar 16 ani. Totalul său de 1896 de puncte i-a permis tânărului sportiv să urce pe prima treaptă a podiumului. În acest an, Cupa Moldovei la nod a întrunit un număr record de participanți. Numai puțin de 203 sportivi s-au înscris la această competiție. La gala de premiere, Federația de Natație din Republica Moldova i-a oferit un premiu în valoare de $1500 lui Evgenii Karabetski, mentorul Tatianei Sălcuțan, campioana Jocurilor Olimpice printre juniori. Olanda este în semifinalele Ligii Națiunilor UEFA după ce a smuls remiza într-un meci spectaculos pe terenul Germaniei, scor 2-2. Astfel, campioana mondială Franța a ocupat locul secund în grupă și a ratat calificarea. Germania a început splendid derbiul cu Olanda, jucat la Gelsenkirchen. Werner și Sané au marcat în primele 19 minute. Olandezii însă au crezut în șansa lor până în ultimul moment și au revenit super pe final. Quincy Promes a înscris în minutul 85, iar Van Dijk a dat lovitura 5 minute mai târziu și oaspeții au smuls remiza. Olanda a încheiat grupa A cu 7 puncte, la fel ca și Franța, însă olandezii au fost mai buni în meciuri directe și astfel s-au calificat în semifinalele Ligii Națiunilor. We should all be proud of ourselves. I'm certainly very proud of my team. We work so hard for every game and you know, to get rewards for that is fantastic. Astfel, în semifinalele Ligii Națiunilor UEFA vor juca Olanda, Elveția, Anglia și Portugalia. Tragerea la sorți va avea loc la Dublin pe 3 decembrie. Portugalia va găzdui meciurile decisive ale turneului în orașele Porto și Guimarães anul viitor, între 5 și 9 iunie. Doamnelor și domnilor, jurnalul la mezi se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!